Hello, dragii mei, bine ați venit în Grădina cu Idei. Sunt Monica și poate o să vi se pară un pic ciudat, însă clipul de astăzi face notă discordantă cu tematica Crăciunului. Adică nu e un vlogmas, așa cum v-am obișnuit, e un clip în care o să vă povestesc ce s-a întâmplat acum 30 ceva de ani în urmă. Adică mai precis pe 22 decembrie, când a avut loc celebra revoluție de la noi din România. A fost un eveniment care a schimbat cursul vieții mai multor oameni, unii spre bine, alții mai spre puțin bine, însă l-am trăit cu toții din plin. Am trăit momentul acela din plin și viețile noastre s-au schimbat foarte mult. Mă gândesc acum că poate dacă n-ar fi fost evenimentul acela, poate eu acum nu aveam canal de YouTube, cum eu sau mulți alții. Deci, într-un cuvânt, au trecut cam vreo 33 de ani de atunci și cei care au trăit până în momentul respectiv cunosc situația, știu cum se desfășurau lucrurile în țara noastră până în 1989. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu atunci eram în floarea adolescenței, eram o adolescentă naivă, care nu știa mare lucru despre politică, bine, nici acum nu e că știu, dar pe parcurs m-am mai informat, am mai citit, pentru că mie îmi plac cărțile astea, autobiografiile, poveștile adevărate despre oameni celebri. M-am mai informat, am mai citit pe aici, pe acolo și vreau să vă spun că există încă dubii, atât din partea specialiștilor, dar și din partea celor care au asistat la aceste evenimente, există dubii referitoare la evenimentul din 22 decembrie 1989. Evident, după ce a avut loc toată treaba asta, vreau să vă spun cum am perceput eu situația, așa cum vă spuneam, eram în floarea adolescenței atunci. Mi-aduc aminte că părinții mei au venit de la serviciu foarte agitați și mama chiar spunea că, uite, se întâmplă ceva ciudat în România. Dar nu știam eu și nici probabil nici ei nu știau foarte bine ce anume ciudat se întâmpla în România. Și imediat au dat drumul la radio și a apărut acel anunț foarte grav că transmitem un comunicat important pentru țară. Și lucrul ăsta mi-a dat așa, oarecare, mi-a dat niște fiori și m-am gândit, unde ceva se întâmplă, nu? E bine, și din momentul acela am stat cu ochii în televizor zile întregi, urmărind desfășurarea evenimentelor. Clar că evenimentele se desfășurau, știu eu, cu o viteză uimitoare, cu o mare repeziciune, deci se derulau foarte rapid toate întâmplările și vreau să vă spun că imediat, nu știu, peste câteva luni, după ce s-a terminat totul, aveam senzația aia de libertate, cum s-ar spune. Vedeam lucrurile dintr-un alt punct de vedere, într-un alt mod. Deja era mult, mi se simțea mult mai liber, să nu spun rebel, mă rog, cum vreți voi. Oricum, în momentul acela s-a schimbat, deci România a luat o altă direcție. Tineretul nu mai era cum era noi cândva. De asta auziți foarte des și expresia când eram noi. E bine, nu mai e cum era atunci, însă spre marea mea bucurie, să zicem așa, lucrurile au luat o direcție mult mai pozitivă, mult mai bună. Da? Oamenii sunt într-adevăr poate pe de o parte un pic mai invidioși, un pic mai răi, să spunem așa, dar au o altă viziune, o viziune mult mai largă asupra lucrurilor care ne înconjoară, să zicem așa. Vă aduceți aminte că tot atunci, în perioada aceea din decembrie, era și expresia asta, armata e cu noi, pentru că, într-adevăr, cei mai vizați, cei mai implicați în toate evenimentele astea au fost militare. Și evident că dacă nu s-ar fi întâmplat aceste evenimente din 89, eu probabil aveam o viață comună, în sensul că eram profesoară, lucram în continuare la o școală din România, soțul meu era în continuare militar, pentru că el a avut și funcție de militar, deci iată că el o să vă povestească exact cum s-au derulat evenimentele din punctul lui de vedere.
Și probabil că nu aș mai fi fost aici în Italia acum, nu? Cu doi copii mari, adolescenți, și să mă bucur de toate libertățile care le avem acum aici. Cine știe cum s-ar fi derulat viața noastră. Dar, până una alta, eu îmi cer scuze că vă întristez cumva cu acest clip, însă eu retrăiesc în continuare, adică am nostalgia vremurilor adolescenței mele, dar mă bucur pentru viitor. Așa cum mă bucur eu pentru viitorul meu, al copiilor mei, dar într-un fel păstrez în sufletul meu acolo și nostalgia vremurilor din tinerețea și din copilăria mea. Așa că o să-l las pe Nicu, pe soțul meu, să vă povestească el cu deamănuntul cum a trăit el evenimentele din 1989. Sunt lucruri absolut reale, absolut concrete, deci exact cum s-au desfășurat lucrurile, așa o să vă povestească și el. Așa că îl las pe el să vă povestească. Da, ca să începem cu 22 decembrie, de fapt eu aș începe cu 21 decembrie, preavizul, ziua când eram de fapt militar în termen, la unitate militară din Fetești, detașați acolo, că de fapt eram încorporat la Bacău, dar în fine, detașat la un curs de antitero. Așa. Așa, și pe 21 decembrie au venit colegi care fost în permisii și eu am spus, băi, Nicule, și nu Nicule, în general, la tot, băi, dar vorbeam pe Încetul. încet, că atunci nu puteai să spui multe lucruri, că Era da, te arestau, sau nu, ne te arestau, dar n-aveai voie, așa era politica partidului nostru comunist atunci. Da. Și spuneau, băi, deci în Timișoara s-a răsculat lumea, în Brașov, nu știu, cu tare, băi, nu prea nu venea să credem, știi? Da, și vorbea așa pe... Și în ziua de 21 decembrie, venim de la câmpul de instrucții la ora prânzului, depunem armamentul la Rastel, ne adunăm pe platou pentru raportul companiei când se schimbau servicii și așa mai departe, de acolo trebuia să mergem la masă. Întâmplarea face că atunci, în ziua aceea, se servea și fasolea, care fasolea cine a făcut armată, știți foarte bine că Era e cea mai cel mai bună. consistent aliment și cel mai Deci din bine... armată se trage ții dragostea asta pentru fasole. Nu, am mâncat și dimititel fasole și eu sănătos, am mâncat, nu e Da. că... Da. Și când se termină raportul companiei, pa, 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 să plecăm în coloană către masă. Eram 6 plutoane, eram plutonul 5, eu, penultimul. Plecase plutonul 1, 2, 3, noi după ei, poc, sună alarma. Cum sună alarma? Păi, la un moment dat, n-am auzit niciodată până atunci sunetul ăla, adevărat, la trompetei de alarmă. Pentru că știam, sunet de alarmă de adunarea serviciului de servici, de apelul de seară, de raportul companiei, așa mai departe. Asta Dar aveam alt sunet. alarma adevărată, nu aveam. Dar o înțelegi fără să-ți Da. dai seama. Și comandul ofițerul de serviciu, de fapt, care era atunci, a rămas blocat și el era un locotenent din el, nu știa ce să facă. Atunci a venit comandul cursului, un locotenent colonel mai bătrân, ce faceți, tovară și locotenent? N-a auzit semnalul, alarmă, la arme, la muniții, gata, s-a schimbat direcția, în loc să mergem la sala de mese cu mațele gheorăind, ne-am dus la depozitele de armament, de muniții, ne-am încolonat la mașina, șoferii au plecat, au pornit mașinile, pe acolo, și așteptam ordinul de îmbarcare, care nu mai venea, că stăteam acolo, nimeni nu știa nimic ce se întâmplă, dar foamea își face efectul, știi? Foamea și necesități fiziologice pe altă parte, pentru că Da. na, nu poți să stai să... Și atunci, la început, era mai dur, nu prea ne după aia, au început să neze, bai, ducea unul, vinea altul, pe rând, nu toți odată, la baie. Și treaba este că, spre drum, spre toaletă, era sala de mesă. Fiecare avea locul, deci de la masa acolo, avea locul tău de unde se Da. lua masa, fasolele respectivă. Și din viteză te cerci doar două, trei linguri de fasole. Ca să ne... Ca să vă Da. supărați foamea. Și da, treaba care este? Că acolo, în sala de mese, era singurul televizor, care noi, seara, de fapt, trebuie în ce așa ascultat de joalbă, așa era în program. Dar bucătarul, veselarul de acolo, profita pentru că la Fetești, acolo se prindeau bulgarii. Așa. Și chiar la prânz, fac pe bulgar televizorul și arăta Revoluția din România. Ne-a rămas, adică nu, eu m-am dus cam ultimul. A fost un alt coleg de mașină. Băi, Nicule, de așa, așa, băi, de unde știi tu? Băi, am văzut televizorul bulgar. M-am luat și eu, m-am văzut și eu, știi, și am servit și eu fasolea pe viteză, așa. Da, asta a fost 21 decembrie. După aia am plecat la dormitor seara, fără să mai depunem armamente la Rastel, fără să depunem muniție de război. Destul, aveam 60 de cartușe de muniție de război. Ne-am culcat cu ele efectiv la
la pat, arma la pat. Se întâmpla ceva unul mai nebun, așa să se risip pata. Și ați dormit îmbrăcați. Îmbrăcați, da, și cu, chiar cu șuba pe noi. Așa, la 4 dimineața, s-a dat, la 4 dimineața, pe 22 decembrie, s-a dat alarma. S-a dat alarma din nou, obișnuiți acum cu sunetul ăla, da, trompetii. Știați că e vorba bine, da, ceva da. Grav. Ne-am încolonat pe platou, pac, pac, s-a ales în pluton să meargă la Otopeni, că acolo pe aeroport de Otopeni spuneau că sunt, au aterizat teroriști sau așa ceva, știi? Și ne-am îmbărcat la 4 dimineața, cred că dimineața la 6, cred că eram deja la... la Autobank, de la Fetești la București, 2-3 ore faci cum așa. Când se intrăm pe aeroport acolo, aeroportul deja era înconjurat de armată, de soldați mistori apărări naționale. Noi veneam de la Fetești cu mașini de matriculate cu numeri de București, care era securitatea atunci. Noi ne-am lăsat să intrăm, că azi, că noi suntem teroriști. Și pentru teroriști eram eu că eram militar în termen ca orice cine, dar mă rog, așa au gândit. Și ne-au întors înapoi. Comandul nostru era un locul de major, ok, și să facem, ne batem între noi, ne întoarcem înapoi, nu? Dar ne-am oprit la Călăraș. Călărașul undeva între Fetești și București, ca să nu fie, dacă e nevoie, să fim mai aproape de București, totuși. Pe partea cealaltă, în schimb, de la unitate militară, tot de securitate, de la, erau de transmisiuni de la Câmpina, au venit două mașini de la unitatea aia și au intrat în partea din nord a aeroportului. Noi... În altă parte. Da, deci ei vineau de la Câmpina, cu un cobor jos la București, în partea din nord. Noi am venit din partea de sud. Mm. Aia au intrat în dispozitiv, nu i-au oprit nici... Nu i-au oprit, probabil că nu erau acolo poste de bloc, ce de blocaj. Și s-au trezit că au ajuns în spate la ăștia care ne-au oprit pe noi. Ah. Ăștia când s-au trezit, au văzut mașinile de securitate în spate, au zis că noi am forțat blocajul și am intrat... Nu știi cum. Și-au tras în ăștia fără să-i avertisment. Efectiv, au omorât, nu știu numărul exact, dar... Deci 20, puteam 30... să fiți voi la OAD. Da, puteam să fim noi, dar dacă eram noi în locul ăla și ăștia chestii se întâmpla, știi? Mm. Acum nu știu dacă m-aș fost tras cineva la răspundere pe chestia aia, a rămas așa cum a rămas, da. Și cum ați, după toată revoluția asta, cum s-o... armata, voi, cum ați reacționat? Ce să reacționăm? Adică erați și voi, erați... Noi după asta am fost mutați la București. La București am intervenit la alte obiective atunci care erau. S-a terminat armata, m-am întors în civilie, vezi, Doamne, să mă apuc de muncă civilă. În 90-91 erau toate la pământ, nu se făcea nimic. Și uite care ce să vezi, că hai că să mă duc din nou în armată. M-am dus nouă la armată, am mai pierdut câțiva ani buni, făcut școală militară, tot așa mai departe. Și în total am făcut 8 ani de armată ca bunicul, știi? Că la urmă, practic, fost... Până la urmă, acum tu ești în Italia și faci... Da, cu... și să ajung bucătar în Italia sau da. Măcelat, mă rog. Da, ești un micrapă, cam asta e... Da, stai că nu știi secret, probabil că știi, ți-am mai spus. Eu, de mic, de fapt, am vrut să mă fac popă. Ah! Da, de la popul la militar, care nu eram la liceu în clasa 9-a, 10-a, un fost coleg care era băietul preotului. Erau cu lucruri bune, în sensul că nu erau. Așa și mă atragea și pe mine, știi? Nu mai spun bunicii mii săraci din Erau fericiți? Dar oare erau la fel de fericiți dacă aflau că tu mergi în cariera asta militară? Să știi că bunicul, Dumnezeu să-l ierte, a fost foarte fericit și că când eram militar. Eu nu condamn nici pe ăștia de atunci, nici pe ăștia de acum. Dar și mi este mie foarte greu să-i înțeleg pe tinerii din ziua de azi, care n-au trăit perioada ce care am trăit noi. Nico, și vai de mine, Nico, ce bine era atunci. Chestia. Tu nu știi că era bine atunci. Și nu era. Îmi spun eu că nu era bine atunci. Depinde din care punct privești lucrurile. Poate ție nu ți-au fost bine. Poate la altul nu le-a fost bine. Dar sunt și situații mâine care... Mâine le-a fost bine numai la noi. Să nu mai spun la ceva care pupă undeva, știi, da. Atunci. Probabil că le vine și acum la ăștia care... Da, depinde cum vezi lucrurile. Da. Eu nu pot să zic că mă simțesc foarte bine. Am, cum să spun eu, am conștientizat ce se întâmpla atunci și sunt capabil să fac acum o diferență între ce a fost și acum. Și noi care am trăit atunci știm, dar ăștia care s-au născut după... Tocmai, ei nu știu, nu știu și cred că atunci era bine. E, tinerilor, nu era bine. Da. Știți că nu era bine, vă spun eu. Dacă mă vedeți pe mine,
M-ați auzit acolo un fundal vorbind și eu. Dar, într-adevăr, perioada a fost destul de complicată până în 89. După aceea lucrurile s-au mai liniștit un pic. Avem aici un apărător fidel al Partidului Comunist Român. Nu. Așa. Nu. Da. Nu sunt deloc doar a fost mică... obligat să apăr partidul atunci, dar nu l-am apreciat. Spuneați că vorbesc eu peste el, dar uitați cum mă întrerupe și-a pe mine. Păi dacă sunt prostii... Nu spun prostii, spun adevăr. Las că știu că tu ai fost pionier, utecist ai fost tu. Dar membru de partid n-am apucat să fiu și mai bine. E rău dacă nu ai... Da. N-ai fost membru de partid. Da, și cam asta a fost situația. Deci 21-22 ați văzut... cum s-au derulat din viziunea lui. Bineînțeles, clar că pe teritoriul României lucrurile s-au desfășurat în diverse moduri, dar asta e povestea lui reală, așa că v-ați prins deși placului fasolile, că le-a mâncat. Da, că am tras cu el la Revoluție. O tras cu fasolii la Revoluție, da. Așa, dragi, vă mulțumesc din suflet. Mă scuzați că v-am indispus cu clipulețul ăsta, dar au fost o perioadă din viața noastră. Au fost câteva zile pe care noi le-am trăit. Așa cum le-am trăit eu, probabil că și mulți dintre voi le-ați trăit și le-ați perceput în diverse moduri. Pentru mine, v-am spus, Revoluția a însemnat o deschidere către lume și păstrez totuși, degeaba spun Nicu, în sufletul meu, nostalgia tinereții, nostalgia adolescenței. Da, și nostalgia o păstrez. Și eu mi-aduc aminte când mergeam cu Sania pe câmp, când eram cu fiecare, până atunci, nu erau telefoane, erau... Bine, nu erau multe care sunt acum, dar eu așa să înțeleg și pe tineri. Acum, știi tu, Nicu, spunea că tineretul din ziua de astăzi, clar, tineretul din ziua de astăzi n-au de unde să știe, decât tot de la părinți. Dacă părinții nu le spun lucrurile astea, clar că ei n-au de unde să înțeleagă cum era înainte. Și de multe ori chiar îmi imaginez... Își fac iluzii, da. Iluzii, dar și noi la rândul nostru ne-am făcut iluzii. Și acum stau și mă gândesc cum ar fi, de exemplu, să creez așa un spațiu din ăsta în care copiii din ziua de astăzi, adolescenții, să trăiască măcar o săptămână în condițiile în care am trăit noi. Sunt foarte curioasă cum s-ar desfășura. Fără telefoane, fără televizor. Să ia curentul la ora, să ia curentul, seara, apă caldă, nimic. Deci măcar o săptămână să aibă și ei, în ghilimele spus, beneficiul ăsta, să vadă cum era. Și probabil că și-ar da seama că, într-adevăr, e o mare diferență între cum era până în 90 și după 90 încolo. Dragilor, noi vă îmbrățișăm cu mare drag și vă aștept la următorul Nicu. Da? Vă pup și vă urez o noapte fericită și un Crăciun minunat. Ne vedem cât de curând la un alt clip.